În această după-amiază au fost înregistrate încă 2 decese provocate de COVID-19, astfel că bilanțul total a ajuns la 35 de morți. Este vorba despre 2 femei, una de 78 de ani din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, și alta de 68 de ani din Tiraspol. Dimineață, ministrul sănătății anunțase alte 2 decese, o femeie din Ștefan Vodă și un bărbat din Glodeni. Totodată, 13 pacienți s-au vindecat și au plecat acasă. Astfel, până în prezent, fiind tratate 107 persoane. Potrivit ministrului sănătății Viorica Dumbrăveanu, din cele 102 cazuri noi confirmate duminică seara, 17 sunt în rândul lucrătorilor medicali. Astfel, bilanțul cadrelor medicale infectate a ajuns la 432. Cifra totală a persoanelor cu COVID-19 a rămas aceeași, 1662. În prezent, 168 de pacienți sunt internați în stare gravă. La Institutul de Medicină Urgentă, medicii au în supraveghere mai multe cazuri. Sunt internați în secție de reanimare 61 de pacienți, dintre care 44 dintre dânșii sunt în stare gravă. Dintre aceștia, 7 pacienți sunt la ventilare pulmonară artificială, 3 pacienți necesită hemodializă din cauza insuficienței renale acute. Belăi a declarat că personalul medical are tot echipamentul necesar, iar acuzațiile privind reutilizarea materialelor de unică folosință sunt false. Intubarea traheei sau schimbarea circuitului de ventilare pulmonară artificială se face sub acoperirea unui tub de sticlă. Personalul are viziere, ochelari de protecție. Precizările medicului vin după ce duminică un lucrător medical de la Institutul de Medicină Urgentă a scris pe pagina sa de Facebook că intubarea pacienților se face cu tuburi reutilizate. Anterior și directorul instituției, Mihai Ciocanu, a negat acuzațiile și a spus că acest lucru este absolut exclus. El a mai menționat că în prezent la Institutul de Medicină Urgentă sunt peste 300 de tuburi, o rezervă pentru jumătate de an.